așteptați multe lucruri. Să așteptați în această zi doar atât. Să vă vorbească Dumnezeu la fiecare. Mesajul să fie pentru tine, pentru mine, mână lângă mână, umăr lângă umăr, să ne pocăim. După aceea, sigur că după ce ne vom pocăi, probabil că nu veți critica predica acasă și pe baza unui principiu ancestral românesc, pentru că Nae Ionescu a fost întrebat de Petre Țuțea odată ce trebuie să facă unul să fie bun român, la care Nae Ionescu i-a spus 4 lucruri, vă spun doar ultimul dintre ele. Să respecte ce poate face altul și nu poate face el. Suntem doar niște oameni slabi și dacă nu dă Dumnezeu, nu va fi nimic. Mă rog în această zi să dea și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi. Păstoresc Biserica Sfânta Treime din Beiuș, județul Bihor, de câțiva ani de zile. O biserică care m-a suportat cu stoicism până acum și așa cum a făcut-o și soția mea. Sunt căsătorit de 10 ani, avem 4 copii împreună. M-am gândit să-l prezint pe cel ce bate la ușă. Să nu prezint istoria unui cult, să nu prezint o omiletică, un aperitiv călduț, ci să-l prezint pe cel ce este, pentru că a fost și pentru că va fi, bătând la ușa universului acesta, la ușa inimii tale, și să vrei sau nu vrei, tot îți va vorbi. Gloria lui în veci de veci. Subiectul acestei încercări de predică va fi întoarcerea celui ce bate. Îl pun la început pentru că unul dintre lucrurile pe care biserica le-a uitat este că Domnul nostru vine. Strigăm Maranata din ce în ce mai rar și mai slab. Trăim pentru veacul acesta, deși predicăm că trebuie să trăim pentru veacul viitor. Căutăm să facem și să ne realizăm pe acest pământ. Și uităm de fapt că pe pământul acesta nu suntem decât flotanți, trecători. N-a venit Dumnezeu să ne împartă pământul, ci cerul. Și cerul este locul în care trebuie să fiu și trebuie să fii, nu pe baza pocăinței tale, ci prin baza marelui mile și marelui său har. Iisus Hristos va veni Maranata. Aleluia. Deasupra tuturor durerilor, deasupra tuturor lucrurilor și imperiilor chiar, stă unul mai mare și se numește Dumnezeu. Înainte de a fi bun, Iisus Hristos e drept. Nu va numi răul tău bine, nici binele rău. Avem Biblie cu noi, alții nu le aduc pentru că e rușinos să te prindă cineva pe stradă cu ea. Altele sunt Biblii prea mari, sunt cap în poșetele surorilor noastre. O citim din ce în ce mai rar. Căutăm lucruri ascunse, ezoterice din ea, încercăm să scoatem și să smulgem din textul acela ceva idei fulminante, când de fapt Evanghelia e atât de simplă. Iisus Hristos a născut, a murit, a înviat și va veni după noi. Această Evanghelie, o vreme de har, a fost în Eden, până ne-am împiedicat și am păcătuit. Și Dumnezeu a făcut un plan. Și în planul acesta, în urmă cu 2000 de ani, în obscurul Betleem, într-un sat prăpădit, în Iudeea, s-a născut într-o iesle, lângă vaci, Iisus Hristos Domnul. A pus Imperiul Roman strajă, le era frică de orice presiune din exterior, a avut cea mai puternică armată din lume atunci. Le era frică să nu-i răstoarne cineva. Pericolul era în iesle Betleemului, pentru toate împărățiile zidite de mână omenească. S-a născut atât de frumos și l-au primit pastorii și s-au închinat. Și l-au primit magii și s-au închinat. A dorit atât doar să-i se lasă un loc în care să se nască. De 2000 de ani, acesta e singura lui dorință. O inimă în care să se nască. O inimă transformată într-o iasle. O inimă să fie numai a lui.
De 20 de ani, tinere, umblă după tine. De 20 de ani vrea să-și facă culcuș, tânără, în inima ta. Frate, de 55 de ani așteaptă ca să fie doar el pe primul loc. Să nu-ți mai încapă și casa, și mașina, și soția, și business-ul, și tot ce ai tu, să nu-ți mai încapă acolo. Să încapă doar el. Dorește să treacă printre rânduri, să-l poți privi. Eu nu știu ce ai să-i aduci. Probabil că puține lucruri ai avut în buzunar, nici nu prea are nevoie de multe. Vrea doar inima ta. Nu am vrea lacrimile tale, spune o colindă de-a noastră care o cântăm în Bihor. Nu am smirnă ca și magii, nici tămâie și nici aur. Lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Te dorește, vrea să te atingă, vrea să-i dai voie să se nască în inima ta. Nu privi ca pe o istorie, privește ca pe realitate în fiecare zi. O simt în ochii prietenilor care se întorc la Dumnezeu, în ochii celor ce vin din lumea aceasta păcătoasă și strigă Iisus Hristos e Domn. Îl simt născându-se în fiecare clipă în ochii fraților mei, acelora care atunci când te întâlnești cu ei, spun, frate, mai rămas puțin, Maranata, Domnul nostru vine, Iisus Hristos e viu în inima mea, frate, să vorbim mai despre lucrurile care zidesc, frate, să vorbim între noi cu psalmi și cântări, îl simt în ochii celor oameni, în gura lor, îl simt în ochii celor oameni care așteaptă cu nerăbdare să vână Iisus Hristos pe norii cerului, îl simt că se naște în fiecare clipă, în ochii tuturor tineri în România și cred că și aici, în ochii tuturor oameni în vârstă, doresc ca și în locul acesta să fie. Apoi, al doilea fapt al Evangheliei este că Iisus Hristos, Domnul, a murit. La vremea când, așa cam de vârsta mea, când parcă ți-s anii cei mai frumoși, anii în care poți să iei o decizie pentru tine, pentru casa ta, o vârstă a maturității, parcă, a puterii, o vârstă în care începi să faci ceva dacă n-ai făcut până atunci, că ești la jumătatea drumului vieții, El, de bunăvoie, s-a lipit un lemn. Și lemnul acela s-a numit cruce. Medicii au spus că Iisus Hristos a murit din cauza asfixiei, au apăsat coastele peste plămâni și n-a mai putut să tragă aer. Alți medici au spus că Iisus Hristos a murit de inimă, a crăpat inima în el, de aceea curge și sânge și apă. Sunt medici care au spus că a murit din cauza epuizării nervoase și fizice. În grădina Ghețimani spune evanghelistul Luca, din cauza încordării nervoase, vasele capilare din glandele sudoripare s-au spart și sângele s-a amestecat cu lacrimele. Medicii spun că a murit din cauza epuizării psihice și fizice. Nu mâncase de multă vreme, bătut, purtat de la Ana și la Caiafa, de la Irod, la Pilat, n-a mai rezistat. De aia s-a mirat Pilat că murise așa de vreme. Eu nu cred pe doctorii aceștia, nu cred nici că a murit de inimă, nici că a murit din cauza plămânilor, nici că a murit din cauza boselii. Eu cred că Iisus Hristos a murit din dragoste. Pentru că m-a iubit și pentru că te-a iubit. Pentru că te-a văzut târându-te. Pentru că te-a văzut în păcatele tale și în neputințele tale. Pentru că te-a văzut în obsesiile tale. În viața ta destrăbalată, poate până atunci. În viața ta de filozofie amară și găunosă. Și te-a scris în pălmile lui cu preț de sânge. În picioarele lui. În coasta lui. Avem un mântuitor care e pasă de tine. Că nu suntem în stare să ne deschidem ușa la vecin. Că nu suntem în stare să ne împrumutăm prăpădita de mașină. Că nu suntem în stare să dăm haina care ne prisosește. Că nu suntem în stare să spunem o vorbă bună. El și-a dat viața toată. Pentru mine și pentru tine. Iisus Hristos a murit. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Atâția oameni astăzi doresc un Iisus la patru ace. Fără să-și mai aducă aminte de această imagine dureroasă a unei golgote însângerate. Cu un Dumnezeu dezbrăcat și gol, cu un Dumnezeu cu barba smulsă, scuipat pe față, cu trestie lovindu-i capul lui, cel înțelept și mâinile bătute în cuie. N-avem nevoie de un asemenea Dumnezeu, spunem noi. Noi vrem cu un Dumnezeu care să stea liniștit în cer, aproape nepăsându-i de noi doar atunci când avem nevoie să scoatem din borcană inimii noastre, spunem, avem nevoie de tine astăzi. Uităm aceasta, nu ne place, produce repulsie.
Tinerii noștri spuneau: o soră, nu putem ne duce frate la spital, că ne vine rău de miros. Nu putem să stăm acolo, că ne vine rău. Iisus Hristos, în locul acela, a plătit o viață cu moarte pre moarte, călcând apoi. Îi mulțumim Domnului că a murit pentru noi. Spunea fratele Traian Dors, pentru că am crescut pe lângă el: Hristos cel Sfânt te va cunoaște. În sărăcie nu-mi belșug, că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la juc. N-are nevoie de oameni care să vină numai la conferințe. Are nevoie de salahori pentru el. Are nevoie de măturători spiritual pentru el. Să adune gunoaiele și să le arunce în focul uitării, acolo unde trebuie. Are nevoie Iisus Hristos de un tineret care să nu fie numai pe scenă, ci să fie și mâine, luni dimineața, să-i vedem prin spitale, să-i vedem navigând pe internet, nu să găsească altceva, ci să transmită mesajul unei lumi păcătoase. Iisus Hristos e viu și stă la ușa inimii tale și bate. Avem nevoie de tineri care să evangelizeze poporul acesta pierdut de pe stradă. Avem nevoie de oameni care să ne dea bătrâni cu păr cărunt, care să ne ia îndemnuri cum să trăim în viața aceasta. Iisus Hristos n-are nevoie de oameni, numai la conferințe și duminicile la biserică, cu o haină spirituală pe care o simt doar atunci. Al treilea fapt al istoriei Bibliei, al Evangheliei, este că Iisus Hristos a înviat. Coborât de pe cruce mai devreme de ora 6 seara, când începea sabatul, pus cu mâini gingașe. Vă rog să fiți atenți ce frumos ne l-a trimis nouă Dumnezeu pe pământul acesta. Cu câtă dragoste și patos, ce gingaș era acolo în Iesle Betlehemului și cum l-am trimis noi pe el retur la Dumnezeu. Scuipat, lovit, în punz, bătut. Ăsta e darul nostru, că pe tot ce pune omul mână, se tărfelește. Pe tot ce punem noi mână, se degradează. Am pus mâna pe Dumnezeu și l-am prăpădit. L-am trimis înapoi. Acesta e darul nostru pentru tine, Dumnezeule. Aceasta e jertfa noastră. Jertfă de sânge și crimă. Dar mâinile acestea care l-au pus brutale pe cruce nu mai erau în seara aceea. Și au venit mâinile cele gingașe de femei iubitoare, de un ucenic, de doi ucenici fugiți până atunci. Și l-au coborât de pe cruce și l-au pus într-un mormânt. N-a avut nimic al lui de când s-a născut și până a murit. Ne plângem că n-aveam. Avem un rând de haine. N-a avut. A fost desculț. Când a avut nevoie de o barcă, o trimis să o trimită pe cineva să o aducă. Când a avut nevoie de un ban să arate chipul cezarului pe el, s-a căutat în buzunare și nu l-a găsit. Nici măcar mormânt n-a avut, deși știa că i-a sunat ceasul și se putea pregăti pentru asta. Nu s-a pregătit. Nimic n-a avut. A avut numai o cruce și o cunună cu spini. Acestea au fost doar a lui. Acestea au fost toată zestrea pe care am dat-o noi oameni. Ce fericiți erau soldații romani, ne-am scăpat de el, băuseră vină, străziseră din beție. Ce fericiți erau iudeii care puseseră piatra, am scăpat de galilean. Ce fericită era moartea, l-am terminat. Ce fericiți erau și oamenii aceia, cărora poate nu le împlinise ceea ce ceruse. Numai Satan era înfricoșat, știți de ce? El era unul care știa că în mormânt dimineața era primul care știa că Iisus Hristos e viu. Și-a coborât dimineața femeile să-i ungă trupul și nu era acolo. Și când s-a întors Maria spre un grădinar, el a strigat: Mario, nu mă cunoști tu pe mine. Și a căzut în genunchi: Rabuni, tu ești. Slăvit să fie El. Nu l-a ținut moartea, nu l-a ținut garda, nu l-au putut ținea iudeii, mari preoți cu sigile lor, nu l-a putut ținea Satan cu ungerii lui, pentru că Iisus Hristos e viu în vecii vecilor.